Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, a început deșteptarea. Băieții ăștia, doi colegii mei, erau cu sufertașul mai devreme. Da, da, avem abonament la firma aia care ne aduce mâncare în cutii. Da, nu înțeleg de ce vă chinuiți. Eu, ultima speranță. Colegii amărâți. În loc să băgați și voi un șnițel, ceva, o... A apărut pasul un cârnat. Nu, stai, a apărut. O treabă. În nutriție a apărut pasul următor la principiul să luăm o friptură cu piure și nu mâncăm piureu. Cum e... Corect, bravo, se încearcă. Există astfel de manifestări disperate. Nu știu dacă ați remarcat, pe la unii prieteni, la restaurant. O friptură cu piure, dar fără piure. Dacă exact. Se poate, a apărut ideea de șnițelul fără învelișul de șnițel. Șnițelul dezvelit. Da. Doamna Bilic. Mihaela. Adică? Cunoștința noastră. A zis așa, ce face cu șnițelul când suntem la dietă? Îl mâncăm fără cămășuță. Șnițelul vine învelit în pesmet. De ce? Deci un șnițel, dar fără pesmet. A zis doamna Bilic asta cu... Doamna Bilic, iertați-mă. Asta cu fără cămășuță? Da, fără cămășuță, a zis dânsa. Mm. Ca să fie mai atractiv. Deci îi place fără cămășuță, înțeleg. Da, fără cămășuță. Și de ce nu mai faci șnițel? Asta vezi? El puiul. Fără șnițel... Pentru că gust. Este o bucată de... Și gust, ești nebun, dacă ai scos paneul ăla, rămâne exact. Carne. Practic, e o bucată de carne. Fiartă. Exact, fiartă. Fiartă. Tratată termic. Cam ca și cum ai scoate brânza din Dobrogeanu. Da. Știi ce zic? Mănânci... Mi-ai dat o idee. În interiorul Dobrogenei. Deci, practic, ești un miner de brânză la Dobrogeană. Exact. Cum nu înțeleg pe aia care și-au a naked burger. Ai prins-o? Ce e? Adică care doar hamburger fără chiflă. Pâine. Vreau și un hamburger, dar fără chiflă. Acum, aproape peste tot. Sau, mă rog, am văzut în multe locuri varianta asta, știi? Au un hamburger și la sfârșit ăsta, naked. Îmi place că mereu când sunt tragedii au denumiri pompoase, știi? Bine să vă vede. Știi? O șaorma fără lipie, maioneză, cartofi. Hai că lipia, da, da. Fără sosuri și lipie. Bine, da. Fără sosuri e bună. Zice așa că uleiul de prăjit nu poate intra în carne și pește. Rămâne în crusta aia. Da. Pe care o dai la o parte. Uite, a, că dai, îl dăm pe da. Și rezultă, și... ce ți-am zis, o carne fiartă, că nu e nici măcar prăjită, n-are crustă, nu se caramelizează nimic acolo. Da. Este o carne fiartă, deci, bă, nu știu cum toate dietele astea sunt făcute în așa fel, că nu poți să le ții, mă, pur și simplu, nu poți, mâncarea aia nu e, nu are niciun chichirez, mă, cum mă să mănânci carne fiartă, mă, pur și simplu. Știi că cea mai bună cură de slăbire e foamea. Da, știm. Până la urmă. Uite, am auzit ceva. Șnițelul fără înveliș. Șnițelul fără înveliș, frate. Nuntă fără lăutari. Ăla e. Uite ce zice Mihaela. Cine absorbe uleiul ca un burete? Noi! Da! Carbohidrații, adică cartofii, făina, pesmetul, folosiți la învelișul delicios de la șnițel prosepane. Mi-o foame, îmi plouă în gură. Da, numai așa. Că mă gândesc la crusta aia crocantă. Auzi, dar tu care șnițel? Sau voi care șnițel? Ce șnițel preferați? Orice șnițel. Nu, păi, dar sunt două tipuri de cruste. Ia. E aia cu pesmet, pur și da. Simplu. Șnițelul clasic vienez. Da. Și mai e șnițelul parizian, în care nu mai pui pesmet, pui doar făină în amestecul de ou. Nu mai e jos așa. Da. Și atunci nu mănânci pesmetul, dar este învelit ca și cum ar fi o omletă cu puțină făină. E un fel de spre pui Shanghai. Aia, cam așa cumva. Ceva. Da. Da. Care eu îl prefer pe la vienez. Da, eu vienez. Îl prefer pe la... cu omletă. Parizian? Cred că parizian. Dar n-auzi că noi orice am preferat trebuie mâncat fără aia și atunci... Numai să ne uităm la el, deci... și cred că e mai curat. E mai ușor de curățat ăla cu omletă pe el. Dar astea sunt niște, nu, niște nonsensuri. Știi cum sunt astea ale veganilor, știi? Cu denumiri de carne pe care nu le înțeleg. Că dacă ești vegan, da. Se scârbă de... Ciorbă... De ce zici burger vegetal? Da. Zi... Exact, ciorbă de burtă de pleurotus. Adică mie mi-ar plăcea să aibă niște denumiri. Exact, da. Să aibă niște denumiri aparte. E ciorbă de pleurotus, ce? N-am imaginație lor actuală. Când ați mâncat cărnații fără membrană și le-ați zis mici, n-a fost o problemă. Da, uite-ți, lasă, cu asta aș fi de acord. Înțelegi? Practic, așa cum dezvelești da. Nițelul de cămășuță, dezvelești și cărnăciorul de cămășuță. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.